Continuăm acum emisiunea noastră cu Raluca Muntean. Bună, dragilor, mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Bine, bună, Raluca, bine. Ne-ai mai fost de un an. N-am mai fost de un an de zile, pentru că v-am adus-o spiritual și emoțional pe surioara mea, Ana Maria Ducuță. Sora Ana Maria Ducuță. A fost și, de obicei, da, când vine la noi, ne cântă foarte frumos, Raluca. Adică nu ne, nu ne face psihanaliză, da? Da, ne cântă și ar putea să ne facă și niște tratamente dentare dacă... Aoleu! Da, 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 urmează să termin anul 6 la Carol Davila, medicină dentară, și sper să fiu un viitor doctor somatolog bun și să o iau înspre partea asta de endodonție, mi-ar plăcea. Deci și... fără dureri, nu? Tu ne pui aparat. Și fără durere, pentru că o să vă cânt în timp ce vă fac tratamentul, așa că... Super! Dacă ne și desenezi ceva. Și o să vă și desenez. Și astăzi am venit cu o piesă foarte frumoasă, se numește Alte Vieți, care vorbește despre această luptă dintre minte, ego versus suflet, emoție. Pentru că noi tindem să nu fim de foarte multe ori la nivel de inimă și la nivel de suflet. Doamne, și să nu gândim cu emoția noastră. Mintea ne minte și tindem să fim ghidați de acest ego, trebuie să ne luăm o pauză și să stăm în această iubire de sine, în acest suflet, în această emoție, și despre asta am vorbit și în cartea noastră, Întreabă-mă despre eternitate, împreună cu sora mea, și o să vorbim și în cea de-a doua carte, Hai să povestim despre iubire, care se va lansa la sfârșitul lunii ianuarie, și vorbim despre lupta asta, cine o să câștige, ego sau sufletul, și noi sperăm că sufletul va câștiga. Tu ai făcut și desenele pentru fiecare dintre cărțile despre care ai vorbit, da, nu? Deci dacă tu ar trebui să alegi între medicină, muzică și desen, unde ai rămâne? Dragilor, pentru că noi, ca și oameni, suntem mai scurt. Ai voie un răspuns. Trebuie să le combinăm pe amândouă. Bine, așa facem. Abia așteptăm să te auzim. Și eu, și sper să vă placă piesa aceasta. Eu am scris-o, este produsă. O ascultăm imediat. Nu mai avem timp, dar îți mulțumim că ai venit. Mâine, de la 10:30, revenim la Vorbește Lumea. Acum aplauze pentru Raluca Muntean! Niciodată nu am știut cu adevărat cine sunt. Am crezut că voi ști, doar dacă tu mă vei iubi. Cândva ai să mulțumești și poate o să poți să mă iubești, dar va fi prea târziu, căci e un alt loc voi fi. O, ce adic se face scrum, doar un singur. Dorm la răsărit, doar că tu